Dragă Simi, iubită familie îndoriată, scump colegi de slujire, îndoriată asistență, mă gândeam zilele acestea, după aflarea veștii, că fratele Talpoș a plecat în veșnicie, că nu l-am mai sunat de ceva timp, m-am gândit că m-a sunat dumnealui în perioada doctoratului, cred că aproape în fiecare dimineață la ora 7:30, ca și ceasul elvețian, punea mâna pe telefon, mă suna și mă întreba dacă am mai făcut ceva, să-i trimit din lucrare, să aibă timp să citească și așa mai departe. Și mă gândeam că la noi nu se cere iertare celor plecați în veșnicie, dar vă mărturisesc că m-a frământat gândul acesta zilele acestea, că n-am mai putut chiar ultimele săptămâni să stau de vorbă cu fratele. Dar, dragii mei, trebuie să mărturisesc aici că pentru mine fratele Talpoș a fost un om deosebit, a fost un om al lui Dumnezeu, mi-a fost profesor, așa cum ați auzit, am fost coleg cu Simi, cu Mircea Bursu, cu alți colegi, din partea cărora Simi, ție și familiei îți transmitem salutări și mângâierea Domnului. Fratele Talpoș a fost păstor girant la Biserica din Ploiești și în timpul mandatului dumnealui eu am ajuns păstor acolo acum 25 de ani. A fost la nunta noastră, ne-a cununat, a fost la ordinarea mea. Acesta a fost fratele Talpoș. Un om pentru mine cu un impact extraordinar, dar nu doar pentru mine, ci pentru mulți din slujitorii din țara aceasta și nu numai. Aseară, împreună cu fratele Oti, am venit de la Chișinău. În mod deosebit, fratele Mihai Malancea și fratele Serghei Namestnic, rectorul și prorectorul de la Universitatea Diviția Grație, m-au rugat, ne-au rugat să vă transmitem salutul dânșilor și mulțumirea pe care o au înaintea lui Dumnezeu pentru modul în care Dumnezeu l-a folosit pe fratele Talpoș ca să îi ajute în pregătirea lor academică și apoi în formarea lor ca și slujitori. Impactul lor a fost unul extraordinar. Au mers, au studiat aici, la București, apoi au mers la Chișinău, în Republica Moldova, și s-au implicat în predicarea Evangheliei, în răspândirea Evangheliei în țări din fosta Uniune Sovietică, ei fiind vorbitori de limbă rusă, au mers în lumea aceea musulmană să predice Evanghelia, să facă evangelizare, să cheme oameni la mântuire. Dragii mei, au sute de studenți pe care îi pregătesc acum. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru, așa cum spunea fratele Câmpean mai devreme, pentru impactul pe care l-a avut fratele în viața noastră. Acesta a fost fratele Talpoș, a fost un model pentru noi ca om. Ca slujitor a avut o mărturie extraordinară, iar ca dascăl, așa cum vă spuneam mai devreme, a lăsat o moștenire extraordinară. Mi-am adus aminte de marele om al lui Dumnezeu, de Moody, care la un moment dat spunea celor din preajma lui: să știți că într-o zi se va spune despre mine că a murit. Când veți auzi că toată lumea va spune Moody a murit, să știți că Moody este mai viu ca niciodată. Dragii mei, cred că fratele Talpoș este mai viu ca niciodată prin ceea ce a făcut aici pentru Domnul. Și este mai viu ca niciodată în împărăția lui Dumnezeu, pentru că aici, acolo, este viu pentru că Domnul a făcut pentru dumnealui totul. De aceea spun în aceste momente, slăviți să fie Dumnezeu pentru mărturia dânsului, o mărturie binecuvântată, slăviți să fie Domnul pentru modelul pe care ni l-a lăsat și pentru moștenirea pe care a lăsat-o acestei țări și comunității baptiste. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și în mod deosebit
Să știți că rămâneți în rugăciunile noastre, în rugăciunile bisericii noastre, tu, Simi, familia ta, toți cei dragi ai fratelui Talpoș, pentru că mărturia dânsului ne va însoți mai departe. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze și El să fie slăvit pentru toate. Amin. Amin.